Bună din nou, de aici, din Saigon. Vă prezint zona din Vinhomes Central Park. Aceasta este clădirea de 81 de etaje, Landmark 81, unde este și un mall. Și hotelul de lux Vinpearl. Este o zonă superbă de relaxat, de cumpărături, cafenele, restaurante, oraș smart, așa cum l-am denumit eu. Clădirile sunt împărțite pe Landmark, acestea de la Landmark 1 la Landmark 6, Park 1 până la Park 7 și Central de la 1 la 3. 81 de scări în jurul clădirii Landmark de 81 de etaje. Aceste magazine, mini-market-uri, Circle, mini-market, 7-Eleven, se regăsesc și în Japonia și în China. Aici sunt în jur de 10 piscine în interior. Piscine la care se intră cu amprenta digitală. Doar rezidenții au acces și poți să te duci la oricare dintre cele 10, doar trebuie să fii rezident aici, să locuiești aici. Aici se țin diferite târguri, au început să se țină acum după ce s-a sfârșit pandemia în zona Landmark. Acum recent chiar au fost prezentări pentru VinFast, pentru ei sunt mari producători de cafea în Vietnam. Bine, și de multe alte produse. Imaginez că dacă aceste piscine ar fi în România, ar fi full în fiecare moment al zilei, aici doar dimineața și după amiaza, după ora 5, vietnamezii fug de soare, nu le place să le bronzeze, se bronzeze chiar, își dau cu creme, chiar sunt nebuniți să fie albi. Să nu fie bronzați. Cineva îmi spunea, un ghid de aici din Vietnam, îmi spunea că e o chestie din istorie. În trecut, cei care munceau, oamenii săraci, erau negri, se bronzau pentru că munceau la câmp, iar bogații erau albi. Și se cam păstrează această tradiție, îmi spunea acest ghid. Presupun că este adevărat, pentru că am întâlnit și în România această chestie, mi s-a spus. De fapt, n-am întâlnit-o, mi s-a spus. Acolo am avut clădirile de la Landmark,
aici este Landmark 1 și aici sunt parc, de la Parc 1 de jur împrejur până Parc 7. Așa că îi vedeți, mulți au glugă, bluze cu mânecă lungă. În jur de 60-70% din populație poartă bluze cu mânecă lungă și pantaloni lungi. Eu prima dată când am venit aici eram doar în pantaloni scurți și mi s-a atras atenția că nu e frumos să merg peste tot doar în pantaloni scurți, să-mi iau blugi, pentru mine fiind cald mereu. O altă piscină aici. Pentru mine, fiind cald mereu, mi se părea normal să merg în pantaloni scurți. Dar mi s-a atras atenția și m-am conformat. Așa cum vă spuneam, sunt multe asemenea locații aici, în Vietnam, în Saigon. Aceasta este una dintre ele. Din punctul meu de vedere, este cea mai ok până acum. Au deschis Vinhome Grand Park. Este ca un resort, este mult mai mare. Dar aici este avantajul acestui parc, Vinhome Central Park, pe care l-am mai tot filmat. Dar în rest, toate rezidențialele de aici din Saigon au piscine asemănătoare, ori pe blocuri, la etaje superioare, ori între blocuri, așa cum este aici, dar toate au piscine. Am spus, avantajul de aici din Vinhome Central Park este parcul pe care l-am prezentat și este copie pe Central Park din New York. Aici este o altă mini piscină cu jacuzzi. Multe locuri de relaxare pentru copii. Aceasta este o altă piscină, aici vin eu de obicei, pentru că locuiesc mai aproape. Aici este lobby, fiecare clădire are un lobby imens, în jur de 200 de metri pătrați, cu mese și scaune unde am un fel de sală de așteptare. La fel, fiecare clădire are sală de gym. Thank you.
Aici o altă piscină. Intrarea se face pe amprentă digitală, așa cum v-am spus. O patiserie, tout le jour. Și zona de așteptare în lobby. Cu o toaletă. Aici este Central 2 A și este și partea B. Și zona de lifturi în care eu, dacă îmi folosesc cardul, nu pot decât la etajul 4 să urc. Recepție. Cam așa sunt condițiile de locuit de aici din Vinhom Central Park, dar v-am spus, la fel sunt toate rezidențialele de aici din Saigon și sunt multe. Aici este sala de gym. Și peste drum acolo este Saigon Pearl, un alt rezidențial. Cam așa arată zona de aici din Vinhom Central Park. Este superb și seara, foarte luminat. De sărbători de Crăciun am să postez un clip, a fost foarte împodobit. Toate scările, toate buildingurile podobite pentru Crăciun, chiar dacă ei sărbătoresc pe stil vechi chinezesc, noul an. Vă mulțumesc că doresc o zi bună și ne revedem curând. Daily in Saigon. La revedere!